într-o zi pe Ieremia Domnul îl înștiințează. La olat să meargă în casă ca să vadă cum lucrează. El s-a dus văzând pe roată vasul ce nu-l izbutise. Și luând o altă formă și-un alt vas din el făcuse. Tot la fel noi suntem ruturi, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Cuftele și-n palate nu sunt vase doar de aur. Sunt de-agin de lemn sărână ce nu scoate din tesaur. Între buințate stoate, dar nu în aceleași zile. Sunt de cinste, de ocară, lăudate sau umile. Tot la fel noi suntem ruturi, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Dacă un vas se curățește, Domnul face un vas destoinic. Îl albește, îl sfințește, să aducă potoape sfinte. Vasul nu întreabă olarul cum e prelucrat, se spună. Domnul face un vas destoinic pentru o lucrare bună. Tot la fel noi suntem ruturi, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Tot la fel noi suntem ruturi, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Amin.